Bună seara, vă spun din nou la emisiunea Teologia în Actualitate, într-o lume a întrebărilor cu privire la creștinism. În seara aceasta aș vrea să ne oprim la o singură întrebare, și anume, de ce sunt creștin? Și poate că dacă cineva ți-ar adresa o astfel de întrebare, ai fi preocupat să afli cum să îl ajuți să înțeleagă experiența ta de atașament față de Hristos și creștinism. Deci în seara aceasta, împreună cu domnul Caius Sobeadă, mai scăpăm de politețe pe parcursul emisiunii, probabil, de aceste formule de politețe, apologet creștin, locuiește în Statele Unite, este plecat cu mulți ani, de mulți ani din România, aproape 40 de ani din România, este autorul cărții De ce sunt creștin și în această carte ne explică, de fapt, călătoria în apărarea credinței și identificarea noastră cu ceea ce numim creștinismul, de fapt, identificarea noastră mai mult decât cu o religie, cu o organizație, identificarea noastră cu Hristos. Această apărare a credinței poartă numele de apologetică. Și aș vrea să vă întreb dacă puteți să ne spuneți așa pe scurt, că o discuție foarte mare, pe scurt, ce este apologetica și cine sunt apologeții? Mulțumesc pentru invitație. Este un subiect mai aproape de inima mea, mai ales în lucrarea pe care o fac și sunt implicat în ultimii peste 20 de ani. Cuvântul apologetică sună puțin așa mai academic, dar el nu e chiar atât de academic, pentru că îl găsim pe paginile Bibliei de cel puțin 17 ori. Îți dă în sens de o apărare sau o justificare. De fapt, Petru spune că sfințiți în inimile voastre pe Iisus Hristos ca Domn, fiți totdeauna gata să răspundeți oricărui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi. Și ne dă și o condiție, spune să o facem cu blândețe și cu teamă. În alte cuvinte, nu într-un mod certăreț, într-un mod provocator, de a speria pe cei care sunt în jurul nostru. Apologetica, ca definiție, este o ramură a teologiei creștine care încearcă să apere o justificare rațională a pretențiilor de adevăr ale credinței creștine. Și aș adăuga că adevărul și rațiunea sunt necesare și ele vin de la Dumnezeu, pentru că modul în care noi explicăm nădejdea și credința noastră este într-un mod logic și rațional. Și ceea ce face pentru a înțelege mai bine ce face un apologet, am trebuit să descriu așa o imagine în care avem cetatea, și cetatea sunt adunarea sfinților, adunarea lui Hristos, iar acest drum mare de care vorbește Domnul Iisus în aceștia care s-au pierdut și merg pe acest drum mare, și pe lângă el este o potecă mai mică care te duce la cetate. În afara cetății sunt două ramuri. Sunt evangheliștii și apologeții. Apologeții sunt cei care dau la o parte, îndreaptă drumuri, încearcă să direcționeze și să faciliteze pe oameni să meargă spre cetate, să-și îndrepte ochii spre acea cetate unde este Hristos. Deci apologetul are o misiune de pre-evanghelizare. Evangheliștii care sunt în afara cetății, într-un mod de 1-1 și mai departe, predică Evanghelia lui Hristos, încercând să-i îndrepte cu ochii spre Hristos. Deci cele două ramuri, apologeții și cu evangheliști, sunt în afara cetății. Asta este lucrarea lor. Noi nu lucrează în cetate. Dar beneficiu este nu numai afara cetății, în care noi îndreptăm ochii spre Hristos, dar același timp încurajăm și încercăm să edificăm adunarea lui Hristos în prepararea celor
noua generație de apologeți care trebuie să meargă în afara cetății și să îndrepte pe oameni spre Hristos. Deci atunci când spuneți în afara cetății, nu spuneți faptul că un evanghelist și un apologet nu aparține poporului lui Dumnezeu, ci doar că lucrarea lor, slujirea lor este înspre afară și ei fiind înăuntru cetății, dar cu toate acestea fac o lucrare în afara este cetății. Este o responsabilitate în cadrul adunării lui Hristos. În adunarea lui Hristos, așa cum sunt străjerii care sunt pe zidurile cetății să apere cetatea, avem pe acești oameni care sunt în afara cetății, care încearcă să îndrepte drumurile și să direcționeze pe oameni. Dar, foarte mare atenție, și ai făcut un punct foarte important, apologeții nu lucrează în afara adunării și supunerii adunării lui Hristos. Noi nu suntem, deci apologeții nu sunt cineva care sunt așa de unii singuri, sunt nimeni, socoteală la nimeni. Nu, ei dau socoteală adunării lui Hristos și adunarea lui Hristos recunoaște darul acestor oameni care sunt în afară. Și exemplu este Pavel. Pavel făcea parte din adunarea lui Hristos, totuși lucrarea lui a fost pe străzi, în sinagogi, s-a dus și a prezentat filozofilor greci despre Dumnezeul necunoscut. Asta este lucrarea apologeților care fac parte din adunarea lui Hristos și direcționează și ajută pe cei din afară să ajungă la Hristos. Dacă conectăm această idee de dare de socoteală cu textul pe care l-aș citit mai înainte din Petru, acolo Petru spune să dea socoteală de credință, de nădejdea lor care este în voi cu blândețe și cu teamă. Fiți gata să dați socoteală de nădejdea care este în voi, oricui vă cere socoteală. Cu alte cuvinte, dai socoteală în biserică, apologeții mai au o dare de socoteală. Da. Și anume, această dare de socoteală este și în afara cetății, în sensul că oamenii te întreabă, oamenii spun întrebări și apologetul este cel care furnizează aceste întrebări. Și interesant este că Apostolul Petru aici aleagă aceste răspunsuri de inimile noastre. Deci nu este pur și simplu o oferire mecanică a răspunsului, ci spune sfințiți în inimile voastre pe Iisus Hristos ca Domn, fiți gata să dați socoteală. Și această relație dintre spiritualitate și răspunsul, dezbaterea, apărarea credinței, văd că este aici în textul acesta. Mai mult de atâta, citește restul textului, pentru că spune pentru că cei ce bârfesc purtarea voastră bună în Hristos să rămână de rușine. Deci e mult mai complicat, pentru că acești apologeți trebuie să o aibă o viață curată. Au nevoie de chemarea lui Dumnezeu. Sunt sub autoritatea adunării lui Hristos. Ăștia sunt chemați așa cum sunt chemați, cum au fost chemați evangheliști să meargă să predice Evanghelia. La fel, evangheliștii au această lucrare. Pentru că lucrarea evanghelistă necesită niște lucruri puțin deosebite prin caracterul muncii pe care o fac. Și am să explic mai târziu despre ce se vorbește. Da, și competența aceasta se dobândește în timp și vom vorbi puțin și despre competență, pentru că unii dau răspunsuri de genul citește Biblia, vină la biserică. Dar răspunsurile acestea nu tot timpul ajută omul să ajungă exact la soluția pe care acești apologeți creștini în mărturia lor o fac, ci trebuie să fie competență în a îndruma pas cu pas spre a ajunge acolo. Ați avut parte de o familie care v-a educat în spiritul și litera Scripturii, să spun așa. Cum v-a influențat și cum și-a pus amprenta familia asupra spiritualității dumneavoastră și modului de a deveni creștin? Pentru că, de fapt, asta discutăm aici. De ce sunt creștin? Și un element care v-a condus spre lucrul acesta este și familia. La fel ca toți tinerii, am fost un tip mai rebel.
Și unul din lucrurile, mă aduc aminte de prietenii mei de bloc, de școală, mă întreba, bă, tu o să fii pocăit ca taică tu? Și am zis, nu. Oh. Și fumezi? Păi ce trebuie să fumezi ca să nu fiu ca tata sau ca mama? Problema e că ei știau că eu mă trag dintr-o familie de credincioși și rădăcinile mele sunt destul de profunde. Din partea mamei, și aici sunt două aspecte, aspectul caracterului, dar și aspectul providențial al credinței și când vorbesc despre caracter, mă refer la faptul că din partea lui bunic, din partea lui mama, ne tragem din pirați la Marea Neagră, Haidaru. Și el avea corabie. Și el ce făcea? Se ducea și îl lua aurul, mergea după turci cu echipa lui, cu șarul lui sau cum se numește, și lua aurul de pe navele turci, aștepta pentru că erau navele turcești la anii 1700, pleca cu birul, cu taxele de la români, pleca spre Istanbul, pe Marea Neagră. El aștepta și se ducea și ataca ultima navă. Lua aurul și l-aducea înapoi și o parte, interesant, o parte o dădea la săraci, restul o dădea înapoi la autorități aici. Și el era totdeauna în pace cu autorități, că știa că era un hoț. Dar el aducea banii înapoi. Nu îi aducea pe toți, dar îi aducea înapoi. Din partea lui tata sunt din neam de cniazi, care și ei sunt iară niște luptători și proprietari de terenuri și mai departe. Deci am primit acest dar de încăpățânat, poate vrei să spui, nu prea conformist. Ok? Deci cum ar zice David, în păcat m-a născut tata și mama, tatăl și mama mea. Păcat! Acum, din punct de vedere spiritual, am o bogăție foarte mare. Din partea lui mama, pentru că am început cu ea, străbunicul meu a fost Dumitru Haralambie, a fost pionierul credinței baptiste pe Ialomița și Dobrogea și este în cărțile de istorie scris de frații Alexu Popovici, de fratele Bunaciu și așa mai departe. Din partea lui mama, din partea lui tata, am un neam de-al meu, un unchi de-al meu din neamul meu, a fugit în 1870, în timpul ăla, a plecat în America. Acum, eu am fugit în America, el n-a fugit, a plecat în America, ajunge în America, ajunge să se pocăiască într-un context baptist și omul ăsta a refuzat să rămână acolo, a zis că nu pot să nu mă întorc la neamul meu, să-l primească pe Hristos și să le spun despre dragostea lui Hristos și jertfa lui Hristos. Și vine înapoi din America, în satul Gladna, și la 1902 apare prima biserică baptistă din zona aia, înainte de biserica din Lugoj. Din Lugoj apare mai târziu și multe alte biserici. Asta este istoria mea în ce privește. Dar eu n-am vrut să fiu ca ei, am știut despre asta. Am știut despre bătăile străbunicului meu, că era încăpățânat, îi băteau jandarmii la talpe, el mergea în genunchi de la un sat la altul. Știu mărturia asta. Eu am zis, măi, eu nu vreau să fiu pocăit pentru că ei sunt pocăiți. Și am avut o cercetare și am început să citesc. Am citit, cred că în clasă, când am ajuns în clasa 8-a, deja citisem Biblia de vreo 4-5 ori deja. Deci eram, ți-am spus că am capul mare și mi-a dat Dumnezeu momoza de a citi. Și am fost foarte, n-am vrut să fiu pocăit, am vrut să fiu pocăit dintr-o convingere. Și am avut o cercetare, a fost într-o vineri seară și a fost o predică despre încredințarea pe care noi o avem dacă ar trebui să plecăm acasă, dacă am muri acum. Și a fost o foarte interesantă, nu mi-aduc acum exact aminte cuvânt pe cuvânt, pentru că a fost prin 74, dacă nu mă înșel, și da, m-a cercetat. Și m-am gândit mult, am venit înapoi, am început să iau Biblie, să mai mă uit pe unde am știut eu să mă uit. Citise deja, există Dumnezeu, toate cărțile deja le citisem, erau broșuri ilegale în timpul comuniștilor. Și într-o seară, era vineri seara, am ajuns acasă și, nu știu, am început să, am așteptat în primul rând
ca părinții mei, aveam un dormitor și sufragerie. În dormitor dormeau părinții, în sufragerie eram eu și cei trei frați ai mei. Dormeam pe o dormieză. Și am așteptat ca toți să se culce, să nu mă vadă ei pe mine și m-am pus în genunchi. Și am avut așa o cercetare personală. Am zis, Doamne, venim, nu știu dacă vorbesc cu cineva, nu știu dacă există într-adevăr. Știu că spui că trebuie să te primesc în inima mea, dar habar n-am ce înseamnă asta. Nu știu dacă trebuie să iau vreo poziție de ceva, trebuie să stau în picioare, stau în jos, pun o lumânare. Habar nu am. Și am spus, Doamne, singurul care pot să spun, iartă-mă că te-am tăgăduit, n-am vrut să merg pe calea ta, am citit Biblia și nu m-a interesat, am cucerit de curiozitate, păcatele mele și așa mai departe. Și, măi, un lucru, am început să plâng. Am fost foarte emotiv la un moment dat și nu știu ce s-a întâmplat, nu pot să-mi dau seama. Era întuneric în casă, peste tot, nu era nimic. Frații mei dormeau, sforeau. Eram în jurul miezul nopții. Dar așa o pace, nu pot să explic, așa parcă mi-a venit așa o pace și o liniște, ca și cum everything is okay, Caius, everything is okay. Și am primit această senzație, care așa o pace, că s-a produs o transformare, parcă deodată am început să văd altfel. Toate lucrurile au început să facă sens. Relația mea cu părinții, relația mea cu biserica, relația mea cu prietenii, scopul meu să le spun și lor de Hristos. Totul a fost complet diferit. Și n-a fost un hocus pocus, n-a fost nimic special. Dar m-am interesat și eu după aceea să văd dacă ce am făcut în experiența mea e cumva o aireală. Și să aflu că mulți au avut experiențe similare și m-am uitat și la Scriptură să văd că a zis că trebuie să scrie acolo și era vorba despre experiența lui Pavel când s-a întâlnit cu Hristos, experiența lui Toma când a pus mâna pe el, experiența lui Iacov, care și Iacov spune că a avut experiența învierii pentru că l-a văzut pe Hristos, el era împotriva lui Iisus, i-a spus lui Iisus, băi, ne faci de râs neamul și toată lumea, oprește-te. A avut, Iacov are experiența învierii și se produce această transformare. Și am avut această, mi s-a creat această certitudine a împăcării cu Dumnezeu. Asta a fost experiența mea. Deci, cu alte cuvinte, ați devenit creștin pentru că ați avut parte de o experiență, dar cu siguranță aici experiența spirituală ar trebui puțin evaluată și evaluată dintr-o anumită perspectivă. Ce a spus este că nu orice fel de experiență, nu a fost o experiență mistică, ci a fost o experiență care a rezultat în urma auzirii cuvântului, corect, în urma cercetării pe care Dumnezeu și evaluării personale în lumina acestei oglinzi a cuvântului lui Dumnezeu și a unei decizii. Deci până acum cumva ați marcat aceste trei elemente, cuvântul care a fost explicat, eu care m-am verificat în lumina acestui cuvânt și eu care am decis că da, voi face ca viața mea, voi lăsa ca viața mea să fie locuită de prezența lui Dumnezeu și voi căuta cu ajutorul și puternicirea pe care Dumnezeu mi-o dă să fac ceea ce este bine și ceea ce se ascult de Dumnezeu. Dar dacă m-aș întoarce la asta, experiența convertirii, dacă v-aș întoarce la de ce să nu fiu creștin, pentru că a spus, le spuneam prietenilor mei, nu, eu nu o să fiu pocăit. Care au fost elementele care v-au făcut să rostiți eu nu, chiar dacă a fost numai de pe buze, că în realitate probabil în profunzime era... Pentru că mie mi s-a părut că viața de credință e o formalitate. Adică mergi la biserică, trebuie să fii în cor, trebuie să fii în orchestră, duminica nu poți să vezi niciun meci,
plăceri nu sunt, nu poți să fumezi, nu poți să dansezi, nu poți să ai o prietenă. Și am văzut lucrurile astea, pentru că așa am avut, asta a fost înțelegerea mea despre biserica. Că biserica, de fapt, este o instituție care te restricționează, care nu-ți dă voie. Eu am vrut să fiu cascador la Buftea. Și eram clasa noua. Și zic lui bunică, mi-o zic, măi, aș vrea să fiu cascador. Nu știu cum a auzit el. Cineva a spus din familia mea. A venit bunicul acasă la noi, din kilometru 5 cu autobuzul, să stea de vorbă cu mine. Că un om pocăit nu poate să fie cascador. Și măi, bă, zic, stai că n-am, încă nu, nu sunt pocăit. N-a pus să-i spun eu lui că, băi, nu știi? Dar am văzut multe restricționări și mie mi s-a părut că această viață în Hristos e o viață de restricționare care îmi spune să nu fac asta, să nu fac asta, să nu fac asta și dacă nu fac asta, asta și asta, atunci am parte de viață veșnică și bucurie în veșnicie. Dar nu aici. Nu se întâmplă același lucru și astăzi. Am auzit, probabil că am o carte acasă, nu știu exact titlul, exact, dar parafrazez, oameni care îi urăsc pe creștini și creștinismul, dar îl iubesc pe Iisus. Nu cumva încercarea asta de a schimba comportamentul prin constrângere îi face pe oameni să respingă pe Dumnezeu în loc să îndrepte privirea spre o experiență personală, spirituală, care este lăuntrică, aceste lucruri vor genera automat un anumit fel de comportament. Nu credeți că și astăzi unii fug de creștinism datorită acestor aspecte? Cred că unii privesc la creștinism ca o formalitate. În sensul de un set de reguli, n-ai voie să mergi în blugi la biserică, n-ai voie să porți inel, n-ai voie să ai cămașă, n-ai voie cravata nu știu cum și tot felul de reguli din astea pe care nu sunt sigure de ele, pentru că nu știu dacă mai găsești o comunitate așa legalistă, dar imaginea asta e creată, a rămas și diavolul se folosește de aceasta și dă o imagine greșită despre adunarea și ce înseamnă, de fapt, nu despre adunare, vorba despre relația ta cu Hristos. Pentru că relația ta cu Hristos nu este în acest formalism de a face una sau nu a face alta. Pentru că nu se vede această oportunitate de o schimbare pe care Hristos o face în momentul în care tu, într-adevăr, te întâlnești cu El. Mulți o fac la nivel mental, nu-i, totul este aici în cap și toate calculele matematice sunt la nivelul ăsta. Ați avut parte de această experiență, experiența transformării, o experiență care este de fapt, ar putea fi descrisă ca și o experiență a întâlnirii cu Hristos, chiar dacă nu este o întâlnire fizică, dar este o întâlnire spirituală prin cuvânt, prin lucrarea pe care Duhul Sfânt o face în noi și cineva ar putea să întrebe, dar cum se produce lucrul acesta? Deschideți inima și vei înțelege. E greu de explicat lucrul acesta. În schimb, în carte, vă mutați de la experiența personală, de fapt începeți cu experiența personală, discutați anumite lucruri argumentative de ce ar trebui să fiu creștin și încheiați cu experiența personală. Cartea este un fel de sandwich. Da. Începe cu experiența personală, încheie cu experiența personală și vorbiți în cuprinsul cărții de trei teme majore la care apologetica ar trebui să răspundă. De ce aceste și pot să le și enunț aici, este vorba despre existența lui Dumnezeu, da? Este vorba despre divinitatea lui Hristos. Divinitatea lui Hristos și veracitatea Scripturilor. Da. De ce aceste trei teme considerați că sunt temele majore ale apologeticii și nu alte subiecte care țin de relația noastră cu Dumnezeu? Pentru că aceste trei teme sunt acceptate de toate denominațiile creștine.
Aceste trei. De fapt, probabil că sunt unicele în care suntem de acord în ce privește din punct de vedere apologetic. Aceste trei teme sunt folosite de apologeți protestanți, catolici, ortodoxi, evanghelici, pentru că creștinismul este bazat în aceste trei adevăruri. Este bazat în existența lui Dumnezeu, este bazat, și poți să iei orice teologie, în divinitatea lui Iisus Hristos și în faptul că Scriptura este cuvântul lui Dumnezeu. Astea sunt cele trei mari adevăruri pe care este bazat creștinismul. De fapt, mai mult de atâta, învierea lui Hristos este, dacă n-ar fi fost învierea, n-ar fi fost creștinism. Pavel o spune, că dacă fără înviere facem, provodim o evanghelie falsă. Și din cauza aceste trei subiecte, aspecte sunt importante și astea sunt cele trei subiecte care de-a lungul istoriei. Deci noi când apărăm sau vorbim despre existența lui Dumnezeu, noi nu începem să intrăm să vorbim despre biserică, nu vorbim despre aspecte de predestinație, argumente teologice. Noi mergem pentru că poate că ar fi să explic modul în care un apologet lucrează. Pentru că aici este, poate o să facă mai mult sens. În un apologet lucrează pe un câmp în care Scriptura nu este acceptată. Deci tu te afli pe un câmp în care ești pus în fața unei persoane care, dacă vede Biblia în mâna ta, atunci imediat ți-au blocat, nu vrea să te asculte. Deci cu alte cuvinte, punctul de plecare în discuție, în dezbatere, nu este Sfânta Scriptură, pentru că ea nu este recunoscută ca autoritate. Corect. Trebuie mers din alt punct, din altă perspectivă. Din alt punct. Și așa cum am spus înainte, apologetica este pre-evanghelizare. Și atunci sunt mai multe metode, moduri de, pe care apologeții folosesc, dar am să menționez două. Una este metoda clasică, în care un apologet încearcă să aducă o persoană la înțelegerea teistică a existenței unei creaturi divine, supranaturale, care se menține singură, care posibil a creat și este rezonabil că a creat tot universul. Deci se pleacă de la această idee. Și aici nu avem argumente biblice, nu venim cu Biblia, că uite, în Geneza, pentru că deja am stabilit că nu vor să ascultă de asta. Și în clasicii merg pe argumentul ăsta ca să-l aducă pe o persoană la acceptarea sau la posibilitatea existenței unei ființe extraterestre. Nu contează că cum vrei să-l numești, dar o ființă extraterestră. În momentul în care acea persoană ajunge la înțelegerea și la acceptarea posibilității unei persoane supranaturale care a făcut lucrul ăsta, atunci introduce divinitatea lui Iisus Hristos. Pentru că spune, bun, deci cum a făcut Pavel, deci voi vă vorbiți despre acel Dumnezeu necunoscut, dar eu vi-l prezint cine este. Este Iisus Hristos. Și atunci spui, păi stai că e de Biblie și ce dovadă ai tu că Biblia este adevărată? Și atunci încerci să poți să explici veracitatea Scripturii. Și aici, din nou, atenție, nu avem încă Biblia în mână. Și atunci noi încercăm să judecăm Scriptura ca un test istoric, folosind teste istorice prin care orice altă carte din istorie trece prin examenul bibliografic a evidențelor interne și externe. În momentul în care ajungem să stabilim că documentul biblic și, așa ca o paranteză, ateii și majoritatea ateilor și gnosticilor acceptă 6 scrieri al lui Pavel ca materiale istorice care poți să ai încredere în ele și 3 evanghelii, Matei, Marcu și Luca. Și atunci tu deja... Pe ce bază, pe ce principiu accept aceste lucruri? Din punct de vedere istoric.
A, datorită istoricității. Istoricității, a evidențelor istorice, a manuscriselor, al evidențelor externe care dovedește că, într-adevăr, ele au fost scrise la data aceea și sunt scrieri care menționează prezența acestor manuscrise în secolul 2 și 3. Deci, criticii, pentru că și ateii, ei se folosesc de Biblie să ne contrazică pe noi. Și atunci eu spun, bun, nu acceptăm astea. În momentul în care am ajuns să stabilim acceptanța acestor texte, după aia mergem la istoricitatea lui Iisus Hristos, pentru că fără credința creștină se bazează în istoricitatea lui Iisus Hristos, ceea ce este diferit de celelalte religii musulmane în care profetul Mohamed a existat sau nu, sau Buddha a existat sau nu. Dacă Iisus Hristos nu a existat din punct de vedere istoric, din nou, nu avem creștinism. Și în modul ăsta noi le aducem, direcționăm spre Iisus Hristos. Și atunci, în momentul în care s-au deschis aceste oportunități, după aia îi ajung la cetate și acolo se începe lucrarea de ucenizare, de restul lucrării prin care orice credincios trece. Deci dacă am înțeles bine, cele trei teme sunt interconectate și sunt ca niște cetăți care trebuie cucerite. Da. Nu poți să zidești despre divinitatea lui Hristos, ai nevoie de un adevăr care să preceadă demonstrația divinității lui Hristos, și acest adevăr este existența lui Dumnezeu. Pentru că dacă Dumnezeu nu există nici măcar ca și concepție de ființă supranaturală divină, atunci un Hristos divin ar putea să existe. Pentru că un Hristos divin trebuie să fie în accepțiunea unui necredincios sau unuia care e ateu, ar trebui să fie legat de concepția divinității a unei ființe supranaturale. Aici vreau să vă întreb puțin despre aspectul mai personal al descrierii lui Dumnezeu, pentru că ați spus că trebuie să creadă în existența unei persoane supranaturale. Nu este prea sumar descrierea aceasta de existența unei persoane supranaturale, pentru că în religiile lumii sunt tot felul de idei cu privire la această ființă supranaturală. Ideea principală nu este să identifici la început pe Dumnezeu, ci ideea și argumentele care sunt aduse este la posibilitatea, pentru că se pornește de la ideea că un ateu nu crede în Dumnezeu. Și dacă îl întrebi care sunt dovezile tale, el spune că nu-mi trebuie dovezi, pentru că știința nu poate dovedi pe Dumnezeu. Și într-adevăr, știința este o metodă de care verifică, care se reproduce, este observabilă, și când e vorba despre Dumnezeu, nu putem dovedi existența lui Dumnezeu din punct de vedere empiric. Atunci mai este o problemă, pentru că ateii nu sunt chiar neștiutori. Ei de asemenea combat miracolele, pentru că din punct de vedere științific un miracol nu poate fi dovedit. Și atunci ei combat existența lui Dumnezeu și învierea, pentru că din punct de vedere științific noi nu putem dovedi existența miracolului sau lui Dumnezeu. Însă, și ne suntem acuzați că am rămas în secolul 12, Dawkins spune asta, că voi ați rămas în secolul 12, să te înapoiați, nu vreți să fiți la pas cu știința. Și noi spunem nu, nu e adevărat. Și îți dăm un exemplu, de exemplu Big Bang. Big Bang, de care voi spuneți, îl contrazice pe Aristotel. Pentru că Big Bang, de fapt, spune existența unei explozii, ceea ce înseamnă începutul unei noi perioade, unui început. Pe când Aristotel spune că toate lucrurile sunt în timp. Legea a doua termodinamicii dovedește existența unui început.
Și atunci, de exemplu, a doua lege a termodinamicii și fiziciștii care îmbrățișează această lege sunt împotriva și contrazic evoluționismul. Deci sunt probleme interne și atunci noi folosim aceste argumente în demonstrarea posibilității unei existențe a unei persoane care, chiar dacă tu nu vrei să o recunoști ca Dumnezeu, Jehova, Dumnezeul meu, dar trebuie să ajungi la recunoaște că nu poate ceea ce noi avem în jurul nostru, universul, toate aceste create să apară la întâmplare. De fapt, s-a calculat posibilitatea apariției vieții la întâmplare. Și probabilitatea este calculată 1 în 10 la puterea 120, ceea ce înseamnă așa, ca să înțeleagă, ca și cum ai lua un metru și ai începe să măsori tot universul, pentru că sunt atât de zero că o viață întreagă să pui zero la numărul ăla nu ți ajunge. Imposibilitatea este extrem de mare, nu există. Și atunci problema existenței, inexistenței unui Dumnezeu devine o problemă de credință. Nu mai vine o problemă rațională. Și atunci eu vin și spun ție, care spui că nu ai nicio dovadă a existenței lui Dumnezeu, îmi spui că nu crezi, pentru că știința nu poate dovedi existența lui Dumnezeu sau existența învierii, și atunci tu mă forțezi pe mine să cred că într-o explozie așa 13.2 bilioane de ani în urmă, când a avut loc această explozie, toată viața și toate lucrurile care au apărut la întâmplare. Și acum spun eu, cui trebuie o credință mai mare? Ție să crezi lucrul ăsta sau mie să cred că există un Dumnezeu? Există un creator, un arhitect, pentru că nu se poate. Un alt argument este în ultimii 10 ani, foarte important, care de multe ori, dacă nu suntem la pas cu lucrurile din jurul nostru, cu știința și ceea ce se întâmplă, descoperirile, ajunge să pierdem niște lucruri foarte importante. De exemplu, în ultimii 10 ani, oamenii de știință au descoperit acest fine tune, acest acord fin al lucrurilor în toate lucrurile, în legea gravitației, în viteza luminii, legăturile chimice care sunt create și puterea electronului și neutronului care sunt. Și spun că orice deviație, cât de mică ar fi, ar face imposibilă existența vieții pe planeta noastră. Și sunt atât de multe constante în care dacă orice constantă ar fi dereglat foarte puțin, viața nu ar exista. Și atunci se pune problema, care este probabilitatea existenței vieții dacă un acest reglaj fin din punct de vedere fizic n-ar fi acolo? Și oamenii știință spune, nu, n-ar fi exista viață. Ceea ce îmi întărește mie argumentul al unui arhitect. Nu contează că vrei să crezi că există sau nu există Dumnezeu. Problema este că aceste argumente demonstrează posibilitatea foarte mare a existenței lui Dumnezeu. De fapt, îmi place de Pascal. Pascal despre pariul, care spunea că sunt mai avantajos să cred în existența lui Dumnezeu și să am viață veșnică decât să nu cred în existența lui Dumnezeu și să ajung în iad. Zic, beneficiu și pierderii mele să cred în Dumnezeu este mult mai mic decât cel care, dacă eu n-aș crede în Dumnezeu, să-mi fac viața mea și să ajung în iad și să fiu pierdut pentru o veșnicie. Deci pe teritoriul științei și apologeții și ateii dialoguează. Unii ateii folosesc știința împotriva credinței. Corect. Apologeții folosesc știința pentru credință. Da. Apologeții vin să demonstreze existența, divinitatea și autoritatea și veridicitatea scripturilor, ca de la acest punct să putem zidi aspectul personal al credinței într-un Dumnezeu al Bibliei, nu o idee de existență a unui oarecare Dumnezeu, ci a unui Dumnezeu care este descris în termenii pe care Scriptura îi descrie aici. Sper că am rezumat suficient foarte de bine. Foarte bine. Ești apologet. Apologet.
Da, noi câteodată juriștii mai facem aceste sumarizări. Ar trebui să fac o mențiune aici, că e foarte, pentru că ai folosit imaginea asta de că ești jurist. Mulți dintre apologeți nu vin cu un background, nu știu în românește cum se spune, teologic. Un istoric teologic. Teologic. Da. Ei vin din ramuri profesionale, avocați, matematicieni, oameni de știință, filozofi, care au studiat și trebuie să aibă o înțelegere teologică, pentru că n-are rost să vorbim despre un argument pentru existența lui Dumnezeu când după aia ce faci? Dacă tu personal nu ai o înțelegere a credinței și nu ai o relație specială cu Dumnezeu în ceea ce faci. Dar e foarte important, pentru că lucrurile în modul în care apologeții prezintă aceste doveze mult mai alb pe negru, într-un limbaj pe care audiența o înțelege. Deci nu mergem în jurul subiectului. Mai sunt relevante aceste teme pentru perioada de astăzi? Foarte relevante. Pentru rămâi că surprins. Unii cred că, sau am putea, unii ar presupune că deja dezbaterea asta cu privire la existența lui Dumnezeu, lupta cu ateismul, a luat sfârșit undeva în modernitate. Uh-huh. Că s-a fixat deja ideea că totuși până la urmă Dumnezeu există și că mulți deja au ideea unei existențe supranaturale și că apologetica nu ar mai, și-ar mai avea rostul într-un anumit sens în vremea de astăzi decât pentru un segment foarte mic al populației. Din punct de vedere statistic, e foarte interesant, numărul ateilor de fapt crește și trebuie să iei în considerare pe chinezi. Chinezii nu cred în Dumnezeu și sunt câteva bilioane. În ce privește partea noastră europeană, America, avem foarte mulți care nu cred. De fapt, dacă te uiți la unele din dezbaterile între ateiști și creștini, dacă nu mă înșel, în una din dezbaterile cu John Lennox, matematicianul și apologetul creștin din Anglia, de la Oxford, spunea că 40% din audiența au fost necreștini sau i-a pus să ridice mâna. Câți din voi crede în Dumnezeu? Au ridicat. Erau vreo 6%. Restul de 40% nu erau. În tineri, și asta în universități. În universități, tinerii noștri sunt foarte mulți care au probleme foarte serioase despre existența lui Dumnezeu și despre dovezile existenței lui Dumnezeu. Sunt foarte multe departamente. De fapt, în America există așa un liberalism în care se neagă existența lui Dumnezeu, se pune o umbră și ca și cum ai fi un needucat să spui că ești creștin. Deci este foarte relevant și uite-te la tineretul zilor noastre. Pe ce limbă putem vorbi noi cu ei? Acum copiii noștri sunt mulți care merg la școală, numai că cel puțin în generația mea erai privilegiat să mergi la școală. Dacă n-aveai pe cineva la partid sau dacă erai doar dacă erai ceva un foarte deștept să mergi. Dar erau probleme. Zilele noastre de fapt devine mult mai relevant. Acum e problemă și cu în problemă de apologetică, pentru că apologetica nu e un șablon. Asta e un lucru foarte important. Apologetica nu este că iei un manual sau iei cartea mea, înveți despre argumentul cosmologic, trei linii, teleologic, patru linii, fine tune și gata, ești mare apologet. Pentru că apologetici sunt și ei pe specialități. Ei vin din ramuri diferite ale științei. Eu, de exemplu, sunt în medicină. Subiectul meu cel mai bun în apărarea credinței nu o să fie un argument filozofic sau un argument fizic când vorbim despre termodinamică. Eu sunt mai bun, pentru datorită specialității mele, să vin în argumentul învierii lui Hristos, a morții lui Hristos, într-adevăr și nu figurativ. Pentru că sunt cei care spun că Iisus Hristos nu a murit. Că a leșinat, că așa mai departe. Deși apologeții au o specialitate în spatele lor și trebuie să fii foarte atent să nu intri, să nu te bagi unde nu-ți fierbe oala, în sensul că dacă ăla face, pot să fac și eu. Nu este chiar așa. E necesită foarte mult studiu. Într-adevăr, când ai ca apologet
cunoști multe lucruri, dar este bine să rămâi în ramura în care tu ești, pentru că dacă tu vorbești cu un doctor, poți să vorbești pe un limbaj pe care el te înțelege. Dar eu ca doctor, dacă aș vorbi cu un fizician sau cu un filozof, cred că am avea probleme, pentru că el mi-ar pune o întrebare filozofică sau un concept filozofic, la chiar eu nu sunt de stare. Din cauza și în grupul, în Institutul de Apologetic Vaxley, avem filozofi profesioniști, avem juriști și avem istorici, pentru că sunt toate ramurile astea și noi împreună lucrăm pentru a da o bază generală a înțelegerii, sperând ca tinerii care sunt care le plac fizica să poată să intre, să ne explice și nouă mai mult ceea ce văd ei în existența lui Dumnezeu din punct de vedere fizic, din punct de vedere a legilor fizicii, din punct de vedere matematic. Matematica demonstrează prezența lui Dumnezeu. Cum o face asta? Și Gödel a făcut un calcul matematic, o formulă matematică care a fost dovedită că este reală cu două computere în urmă cu câțiva ani de zile, 20 de ani în urmă, doi ingineri IT-iști au luat formula lui Gödel și au zis, hai să vedem dacă merge formula asta, este bună. Și au folosit două computere ca să demonstreze că formula lui Gödel referitor la Dumnezeu este valabilă. Pentru că ideea este că Dumnezeu ar trebui, perfecțiunea lui Dumnezeu ar trebui demonstrată într-un mod matematic, pentru că toate lucrurile din jurul nostru sunt bazate pe formule matematice. Computerul are formule matematice, în fizică totul e matematic. Și atunci a spus, mă, trebuie să existe o formulă în care cumva să arate perfecțiunea lui Dumnezeu. Și Leibniz a fost mult, și Descartes au încercat lucrul ăsta, matematicieni, ca Gödel mai târziu să creeze această formulă inspirat de încercarea acestor creștini matematicieni și fizicieni, mai târziu să fie demonstrată că, băi, formula aia este valabilă. Și dacă sunteți interesați la ce formulă mă fac referință, o puteți găsi pe Google, această formulă, care este foarte simplă pentru noi care ne uităm. E o fotografie frumoasă, dar pentru matematician să rezolve formula aia le-a trebuit două computere să facă computațiile matematice. Mai avem puțin timp până la final și normal că urma să vă întreb cum îi putem ajuta pe cineva care nu crede în Dumnezeu să ce fel de argumente a putea să-i aducem, și am văzut că deja dumneavoastră ați venit în întâmpinarea acestui aspect cu un proiect. Proiectul se numește Institutul Vaxley, Institut de Apologetică, prin care, indiferent cine suntem, putem să luăm contact cu acest mecanism de apărare a credinței. Dacă ați vrea cumva să sumarizați ce înseamnă acest institut, ce se studiază și cum poate cineva să se implice. Institutul de Apologetic Vaxley oferă un program de apologetică introductivă care este gratis. În lumea anglosaxonă sunt numai două programe care sunt gratis. Institutul C.S. Lewis, care dă 20 de lecții gratis, care îți dă o înțelegere minimă a apologeticii, pentru că e important în primul rând să înțelegem ce este apologetic și ce face, să nu facem confuzii. Și mai este încă un alt proiect în America care e tot gratis. Și ne-am gândit, măi, dar noi românii nu putem să facem, noi suntem împrăștiați în toată lumea. Putem fi noi apologeții lumii. Și s-a creat acest institut în care încercăm să dăm o bază a înțelegerii a ceea ce este apologetica, modurile în care lucrează, relevanța zilelor noastre, o bază biblică prin care un apologet lucrează. Vorbim despre istoria apologeticii și când vorbim despre istoria apologeticii, vorbim despre istoria bisericii și confruntările pe care le-a avut de-a lungul secolelor cu toate ereziile. În fiecare eră au fost diferite încercări ale bisericii și încercăm să aducem evidențele acestea și istoricitatea bisericii și a încercărilor prin care a trecut.
După aia ajungem la câteva argumente despre existența lui Dumnezeu, despre divinitatea lui Hristos, Iisus Hristos și veracitatea Scripturii. Este un program de 8 luni de zile, este foarte ușor, lecțiile sunt online, te înscrii, nu dai examen de intrare, nu dai examen să ieși afară și nu dai examen nici când ești în curs. Mai simplu de atât nu se poate face. Vezi un video care este în jur, care este o prezentare a lecției, îți spune și lecția, ai un format PDF cu lecția ca să o ai dacă îți place să scrii, dar te uiți, poți să vezi lecția, este în jur de 45 de minute la o oră, după care scrii un mic argument în care scrii ce părere ai sau dacă ai întrebări pentru profesor referitor la ceea ce ai văzut sau un comentariu, scrii lucrul acesta care îmi dă o indicație că tu ai văzut video. După care dai un răspuns, să spui prietenului care și el e în program cu tine, spune, măi Ioane, ai dreptate, cred că sunt de acord cu tine, îmi place ce ai scris acolo. Sau poți să spui, băi, vezi că cred că ai înțeles greșit, întreabă pe profesor. Deci îți dă posibilitatea de o interacție cu profesor. Și pentru că am vorbit de cadrul didactic, sunt persoane care sunt implicate direct în predare, care au făcut video și aici pot să menționez oameni care sunt de specialitate. Și aici îl menționez pe doctorul Costel Ghioancă, profesor de doctorat în teologie și filozofie, doctorul Alexa Mihailă de la Universitatea de Teologie Ortodoxă în specialitate de ebraică și Vechiul Testament, doctorul Daniel Tomuleț, profesor de filozofie la Dallas Universities și la Cluj, credincios ortodox, primul era baptist, după aia avem pe doctorul Sami Tuțac, specialitate în psihologie, avem doi juriști, unul predă, unul nu, avem pe doctorul Daniel Fodoreanul, porecla mea este tertulian, pentru că are doctorat și în teologie și jurist, în lege. După aia îl avem pe juristul Ioan Nistor, cine mai este la noi în grupul ăsta? Odniel Bunaciu, rectorul decan al Universității la Facultatea de Teologie Baptistă. Așa, și mai sunt care se asociază cu noi. Deci, dacă cineva vrea să se înscrie, poate să meargă pe site la www.voxdayinstitute.com. Da. Vox Day, ca să zicem așa pe românește, institute. .com. Acolo puteți găsi informații. Mulțumesc mult pentru discuția din această seară. Am pășit într-o zonă care este, cred că nu ne ajunge timpul ca să putem să finalizăm tot ceea ce avem de discutat. De ce sunt creștin? Pentru că Dumnezeu există, pentru că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și a venit să moară pentru păcatele noastre și pentru că Scriptura ne spune cine este Dumnezeu cu adevărat, cine este Iisus Hristos și cum putem să intrăm într-o relație cu El. Acest lucru vi-l doresc și eu dumneavoastră, celor care ne-ați ascultat, iar cei care sunteți deja pe cale, pe calea credinței, împreună cu Dumnezeu, să învățăm cum să îl prezentăm pe Dumnezeu, pe Iisus Hristos și Scripturile într-o lume a necredinței, în așa fel încât ele să genereze o îndreptare a tuturor inimilor spre Dumnezeul nostru infinit. O seară bună, vă doresc, la revedere!